Am revenit, dragii noștri, și așa cum vă spuneam, pe final de emisiune am lăsat partea mai grea așa, a emisiunii, ca să zic, pentru că nu e așa, ne stă bine să terminăm cu muzică, cu voie bună și cu un artist minunat și spunem bună dimineața lui Marian Cosma! Bună dimineața, Marian, îți mulțumim tare mult că ești alături de noi în această dimineață și... În primul rând trebuie să spunem la mulți ani tuturor românilor, nu? Corect. Neața, dragilor, la mulți ani, într-adevăr, și din partea mea tuturor românilor. Și ce să vă urez, sănătate, că este cea mai importantă. Eu chiar am trecut acum printr-o operație de apendicită, ceva complicații. Aoleu, și ești bine, sperăm, chiar, da? Chiar îmi vine să prețuiesc viața altfel, parcă simt că am renăscut și... Urarea mea de fiecare dată cu oricine vorbesc la telefon, la finalul discuției este sănătate. Doamne ajută, Marian, îți dorim și ție multă sănătate. Tu ești cel mai iubit dintre macedoni, cel mai iubit român dintre macedoni. Ăsta ar fi titlul pe care l-am regăsit de cele mai multe ori. Cel mai iubit român dintre macedoni. Exact, da. Cum ai prins acest renume? Păi, am crescut printre ei, vă dați seama că a trebuit să cânt, să colind zeci de ani printre ei ca să prindă drag de mine și eu am prins, pot să spun că și eu am prins drag de ei și de această minoritate, pentru că m-am născut între ei. La noi în Dobrogea sunt foarte mulți, nu știu, cred că peste 60.000 dacă zic bine. Am cântat de mic, prieteni foarte mulți, colegi de școală, tot mai printre machidoni aici și automat am învățat să vorbesc, să cânt. Pentru că ai spus că ai fost doar printre machedoni, te-aș întreba, pentru că știu foarte bine că l-ai avut și pe Gică Hagi aproape. Cum este Hagi ca om? Este un om foarte simplu la baza lui, un om foarte cald. În intimitatea lui este un om petrecăreț, să știți. Chiar îi plac distracțiile și am petrecut de câteva ori cu acest om minunat, acest rege al fotbalului și mi-a făcut mare onoare, vă dați seama că... Sunt onorat să fiu alături de el, să locuiesc în același județ cu el și am ajuns să-i cânt și imnul echipei Vitorul Constanța, ușor. De unde a pornit ideea? De unde a pornit ideea? Da. După ce a luat titlul? După ce a luat titlul, exact. Au făcut o petrecere cu echipa și acolo am fost solicitat să vin să cânt. Eu... formația Pindu, Gigi Sima, formația Pindu și Papu Cristaluc, și veteranul lor, al soliștilor macedoni. Și acolo știam că nu au un imn la vremea aceea, știam că nu există un imn și m-am gândit cu câteva zile, știam că urmează petrecerea. Și m-am gândit cu câteva zile înainte să le fac o surpriză frumoasă și am compus un imn, l-am multiplicat pe mai multe foi. Le-am dat fiecare. Era și tatăl Simonei Halep, domnul Stere. Da. Și le-am dat la fiecare câte o foaie și am început să cânt. Și automat au intrat și ei pe fir și au cântat odată cu mine. A fost ceva așa la moment, dar a prins foarte bine și a plăcut imnul domnului Gică Hagi, pentru că el mai solicitase câțiva artiști, câțiva soliști să compună un imn pentru echipa Viitorul și nu prea mi-a plăcut variantele care le-a obținut la vremea aceea. Și apoi am venit eu cu varianta asta și i-a plăcut și a zis gata, asta rămâne. Ce tradiții sau obiceiuri de la a români ți-au plăcut foarte mult și poate că le-ai împrumutat și tu? Mi-e plac toate tradițiile lor. Ei sunt oamenii care își păstrează tradițiile. Uite, la noi la români se mai pierd și s-au pierdut foarte multe. Ei fiind minoritate, încearcă să țină cu dinții de obiceiurile lor străbune. Pentru că știți foarte bine, așa este și normal. Cum sunt și rușii, cum sunt și musulmanii la noi în Dobrogea, încearcă să-și păstreze obiceiurile. Pentru că aia este identitatea lor până la urmă. Așa este, sunt foarte mulți tătari, lipoveni care mai trăiesc în Dobrogea. Noi avem, peste 34 de minorități aici, vă dați seama. E portul Constanța, da. Fiecare... port din toată lumea se adună oameni. De peste tot, corect. Evrei, greci și așa mai departe. Bulgari, știu că sunt foarte mulți. Eu am o curiozitate.
Știu că ești tată de doi băieți, dar te-aș întreba, ți-ai cumpărat pistol, ești pregătit, că tocmai ce urmează să vină fetița. Oh, doamne, nu mi-a cumpărat, dar mă gândesc să cumpăr un tun. Să cumpăr un tun, da. Îmi dau seama, parcă ești așa. Sunt emoționat, chiar aștept o fetiță, chiar mi-am dorit o fetiță de foarte mulți ani și... O să spun că sunt emoționat până se va naște. I-am spus nevestei mele, zic, băi, cred că când o să se nască fetița, cred că o să leșin, cred că o să leșin, pe bune. Normal că e fetița lui tati, da, fetițele, da, da. Se spune că sunt mai apropiate de tătici decât de mămici și băieții de mămici, nu? Eu sunt apropiat și de băieți, dar vreau să trăiesc și experiența asta de a avea o fată, de a fi tată de fată, chiar sunt curios. Ca orice bărbat, știi, mi-am dorit băieți. Dar acum știm că vreau și experiența asta. Cum arată agenda ta în 2024 din punct de vedere al evenimentelor? Arată foarte bine. Să știți că sunt evenimente în fiecare weekend. Nu stau acasă. Ca în toți anii trecuți de, nu știu, de 15 ani, să știți că eu am tot cântat. M-am ocupat, am fost dedicat acestei meserii și, și atunci de la sine lumea a apelat, fiind un om serios și tratând cu seriozitate serviciul meu, lumea a apelat cu încredere și n-am avut niciodată probleme, n-am avut niciodată vreo cădere să zic, băi, anul ăsta mi-a fost mai rău, dar poate anul viitor merge mai bine și fac și-o mai tare să mă ridic din nou. Am fost constant tot timpul. Doamne ajută să ai de să ai multe evenimente și să ai agenda plină, pentru că de fapt asta este mulțumirea unui artist și publicul sunt convinsă și știu că te apreciază foarte mult. De aceea, Marian, te-aș ruga să ne delectezi și pe noi în această dimineață cu câteva din melodiile tale. Măcar câteva refrene. Știm că poate dimineața vocea se trezește puțin mai greu, dar credem că ne poți ajuta, ne poți încânta, mai ales de ziua. Da, sigur că da. Păi eu sunt acasă la mine și am să intru în studio să vă cânt ceva. Într-adevăr, dimineața pornirea unui solist e mai pe diesel, știi? Nu pe benzină. Da, benzina are demarajul ăla, da, pe când la motorină arde rămâi. Până ți-i închizi gălbenușul, cum e? Da. Corect, asta, corect, așa știam și noi, gălbenușul. E semnal la mine în studio, eu am intrat în studio la mine. Super, se aude foarte bine acum. Sper să fie semnal. Aici este studioul meu, aici am creez piesele și nu numai pentru mine, creez și pentru alți artiști. Colaborări și multe altele. Repetițiile tot aici le fac în studioul meu. Am o orgă. Așa. Am orgă. Da, am montat-o special pentru voi să vă țin ceva. Mulțumim. Marian cântă live în această dimineață. Sperăm să fie cu noi cât mai mulți oameni în live, ca să le facem așa două refrene. Uite, dacă este ziua românilor, eu zic să le cântăm câteva refrene machidonești. Corect, Marian, corect. Și româno-machidonești. Da, de fapt și ceva din luna nealbă. Te ascultăm. Ia să vedem ce avem pe aici. Dar eu vreau să ne promiți ceva. Da. Ne promiți? Că vii la noi în studio când vii la București? Bineînțeles că vin, 100%. Nu prea am semnat în studio, de aceea cred că nu m-ați auzit bine. Da, e posibil să fie ăsta. Probabil, da. Dar uite, încerc să vă pic ceva la acordeon. Asta vreau să zic. Văd că ți-ai luat un instrument cu tine, deci vrei să ne faci o surpriză. Noi te ascultăm. Dar dacă poate fi cât de scurtă. Da.
Aceasta văd când ceva la rece, am ieșit din studio, pentru că studioul nu prea am semnal, am ieșit în foișor. Ok, noi, Marian, să știi că mai avem doar... Noaptea pe cer luna se lucește, dar ea nu-mi vorbește, nu mai mă privește. O mai luna mă crede mie dor, nu mare știe cât de tare, inima mă doare. Unde albă, renegată, luminează calea, o să e curgată. Drumurile, tot închise, cât de multe strâng în brațe, doar vise. Mulțumim mult de tot, mult de tot, Marian. Mulțumim, s-a auzit data asta foarte bine, îți mulțumim tare mult și pentru că mai avem cam un minut așa. Unde până te pot găsi la final artiștii? Cum? Unde te pot găsi artiștii care vor să colaboreze cu tine? Păi vă pot găsi pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, bineînțeles, pe YouTube. Am un cont de YouTube de... Nu știu, peste 15 ani de zile am 180 ceva de mii de abonați, acolo găsesc toate piesele mele, activitatea la muzicală acolo o găsesc și mai nou pe TikTok, că asta e moda. Normal. Cu ce artiști ai colaborat, Marian, și cu ce artiști ai dori să colaborezi? Nu mi-mi aduc aminte acum pe toți, dar câțiva dintre ei ar fi Pirus Galani, Gigi Sima, Carmen Șerban, Vali Vigelie... Și lista ar putea continua, pentru că eu știu că ai colaborat cu foarte mulți. Marian, îți mulțumim tare mult, din păcate am ajuns la finalul matinalului, dar eu te aștept, noi te așteptăm, toată echipa Matinal pe Rost te așteptăm aici la București, în studioul nostru. Îți dorim o zi minunată și să n-ai emoții, că na, îți vine fetița. Da. Naștere ușoară soției și multă sănătate. Să întregi familie, să mulțumim încă dată. Să vă bucurați copiii voștri frumoși. O zi superbă. Super și la mulți ani încă o dată a românilor și aștept invitația voastră să vin să povestim mai multe în emisiune. Cu drag, sigur, te așteptăm cu drag, când ai te așteptăm tu ocazia. Cu drag, Marian. Mulțumim și noi tare când mult. Când vreți voi. Cu drag, Doamne ajută. Mulțumim.